Mulțumesc. Supun spre aprobare. Mai întâi, consilierii locali au ales un nou viceprimar după ce Mihail Astana a renunțat la această funcție și a decis să rămână numai consilier local. În urma verificării rezultatelor obținute, constată următoarele. Voturi valabile exprimate 17, din care numele candidatului Popa Emil Costin a obținut 15 voturi. Voturi nule 2, drept pentru care declarăm pe domnul consilier Popa Emil Costin viceprimar. Apoi consilierii l-au ales pe Emil Popa și pentru a prelua atribuțiile primarului Minel Prina, care ieri a decis să demisioneze după ce a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Desemnare viceprimar al municipiului Slatina, să exercite atribuțiile conferite de lege primarului. Comisia de validare numită prin HCL numărul 1 din 22.06.2012, modificată prin HCL numărul 62 din 20.02.2014, în urma verificării rezultatelor obținute, constată următoarele. Voturi valabile exprimate 17, din care candidatul Bircea Cristian a obținut un număr de 3 voturi, candidatul Popa Emil Costin 13 voturi. Voturi nule 1, drept pentru care declarăm pe domnul consilier, viceprimar, de fapt Popa Emil Costin, să exercite atribuțiile conferite de lege primarului. Noul primar interimar al Slatinei își propune să continue proiectele începute în Slatina și speră să aibă sprijinul colegilor săi din Consiliul Local. Am fost surprins. Am acceptat și am zis să mergem înainte, suntem o echipă, nu voi lucra singur aici să fac ce mă tăie capul. Păi, pe ajutorul cui vă bazați în această experiență în administrație? În primul rând în colegii mei din Consiliul Local, nu numai cei de la PSD, și celelalte grupuri politice. Sper să realizeze că trebuie să facem ceva bun pentru acest oraș. Să derulăm în continuare toate proiectele care sunt în curs de derulare, care vor intra pentru binele locuitorilor Slatinei. Liderii PSD Olt au încredere în noul primar al Slatinei și în echipa din primărie. Ca președinte al PSD Slatina, îi spunem că are toată susținerea organizației, toată susținerea consilierilor locali din grupul nostru și să fie băiat serios, să transmită în primăria Slatina o stare de normalitate, pentru că a fost o perioadă dificilă de incertitudini. Anul acesta, care mai este până la alegerea unui primar prin vot direct al cetățenilor, să reușească să asigure un echilibru și să ducă mai departe lucrurile bune începute. Să termine proiectele pe fonduri europene, sunt bani europeni. Prin toate acele proiecte, Slatina poate să dezvolte în continuare. Emil Popa, membru al PSD din 1996, este secretar general al organizației Slatina a partidului și director general al Serviciului Județean de Pază, aflat în subordinea Consiliului Județean Olt. Este membru al Consiliului Local Slatina din anul 2012, fiind și liderul grupului PSD din legislativ și membru în Comisia pentru Activități Socioculturale, Culte și Sport.